Iată, îți spun înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești minunile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. S-a vorbit despre alegeri, despre decizii. Alegerile sunt răscruci ale vieții, niște intersecții în care alegem încotro să ne îndreptăm. Și două lucruri simple, pe scurt, vreau să vi le prezint vouă tuturor, dar mai ales tinerilor. Două lucruri fundamentale legate de alegeri, de decizii în viață. În primul rând, alegerile acestea, alegerile despre care vorbește Dumnezeu, alege. În primul rând, sunt o oportunitate. Alegerile sunt o oportunitate. Anul acesta este un an electoral și vom avea de ales. Local, parlamentar, național, europarlamentare. Și de multe ori atunci când vorbim de alegeri, e o vorbă care spune, alegem răul mai mic, răul mai puțin rău. Pentru că nu întotdeauna când ai doi candidați la președinție, unul e bun și unul e rău. De obicei, amândoi sunt așa. Și alegem răul mai mic. Și noi când ne cam mulțumim oamenii cu răul mai mic. Și de multe ori nu prea ai ce să alegi. Și ai doar două rele din care alegi răul mai mic. E bine, când Dumnezeu îți oferă șansa alegerii, El nu-ți spune răul mai mare și răul mai mic. De asta spun, alegerile pe care Dumnezeu ne dă șansa să le facem în viață, sunt o oportunitate. Adică întotdeauna ai și varianta cea mai bună, întotdeauna ai viața, ai binecuvântarea. El îți spune, ai viața și binecuvântarea sau ai moartea și blestemul? El nu spune, ai moartea și ceva, o viață mai nu știu cum, răul mai mic. Întotdeauna în alegerile lui Dumnezeu există oportunitatea, ai șansa imensă să obții viața, să obții binecuvântarea, să obții fericirea, ai dreptul la fericire. Viața nu e o loterie, poate pierzi, poate câștigi. Un lucru e clar, Dumnezeu spune în intersecția asta a vieții, a alegerii, El spune foarte clar, dacă ai ales drumul pocăinței, dacă ai ales drumul credinței, trebuie să știi că la capăt te așteaptă binecuvântarea. Pe drumul acesta este binecuvântarea. Nu e o loterie, poate câștigi, poate pierzi. Te pocăiești, dar nu știi dacă vei ajunge în rai. Îl urmezi pe Domnul, dar nu știi ce se va întâmpla după moarte. Nu. Dumnezeu spune foarte clar, aici tu ai șansa imensă de a obține binecuvântarea. Și e sigur, și pe asta garantează El. Și El spune, iată, iau azi cerul și pământul martor. El nu se joacă cu cuvintele. Viața și alegerile pe care Dumnezeu le pune în față nu sunt o alternativă, nu sunt o opțiune și doar atât. Ci e ceva sacru în ele, e ceva ce e garantat de Dumnezeu, e garantat de cuvântul Lui. Ce minunat să știi și aș vrea asta să ne gândim la acest aspect. Indiferent unde ești astăzi, în labirintul acesta al vieții, al universului, al lumii, oriunde te-ai găsi în acest labirint, întotdeauna de acolo de unde ești, există drumul care duce la viață. Întotdeauna există un drum care duce la viață.
Adică în acea intersecție a vieții există un drum care duce la viață. Întotdeauna ai cele două variante, moartea sau viața, binecuvântarea sau blestemul. Astăzi, dacă te hotărăști să-L slujești pe Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți garantează, spune, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului, ci Dumnezeu spune, eu vreau ca păcătosul să se întoarcă la mine și să trăiască. Oriunde ai fi în seara aceasta, oriunde te-ai găsi în labirintul vieții, există din punctul în care te afli un drum pe care scrie viață. Există un drum pe care scrie binecuvântare. Și de asta spun, alegerile sunt o oportunitate. Diavolul va spune, nu-ți mai poate face nimic, totul e închis, s-a terminat cu tine, ai pierdut totul. Însă Dumnezeu spune, nu, încă o dată astăzi îți spune, îți spun înainte. Și faptul că îți spune înainte înseamnă că oriunde te-ai găsi în intersecția vieții tale, astăzi Dumnezeu spune, uite, două indicatoare. Viața și moartea. Binecuvântarea și blestemul. Alegerile sunt o oportunitate. Seara aceasta să te gândești ce mare har, ce mare șansă, ce mare oportunitate. Oricât aș fi de păcătos, oricât aș fi de căzut, oricât aș fi de pierdut, oricât aș fi de rătăcit, mai văd încă indicatorul care îmi spune viața. Pot încă să aleg viața. Pot încă să aleg binecuvântarea. Încă nu e prea târziu. Încă nu sunt prea departe. Încă pot să mă întorc. Și fiul risipitor a înțeles asta, ce mare oportunitate. Din țara aceea, îndepărtată, să poată găsi drumul spre casă, să poată găsi drumul spre tata, să poată găsi drumul spre viață, spre binecuvântare, spre fericire. Ce mare har! Și în seara aceasta pot să vă asigur că alegerea aceasta de care Dumnezeu ne face parte, pe care ne pune în față, sunt, în primul rând, o oportunitate. Alegerile sunt o oportunitate. Ai șansa să obții viața. Dar apoi, al doilea rând, alegerile sunt și o responsabilitate. Vei suporta consecințele. Orice drum pe care pornești nu are doar un început. Orice drum are un sfârșit, orice drum are o destinație, orice drum te poartă undeva, te duce undeva. Ei, nu, niciodată nu trebuie să încurci drumurile astea. Drumul păcatului nu poate să te ducă la fericire. Drumul fără de lege nu te poate duce la binecuvântare. Drumul nepocăinței nu poate să te ducă la viață. Trebuie să înțelegi cât se poate de clar astăzi, în intersecția aceasta a vieții tale, dacă vrei să ajungi la viață, atunci asta se poate întâmpla doar dacă alegi drumul numit pocăință, drumul numit credință, drumul numit ascultare de Dumnezeu, încredere în Dumnezeu. Nu se poate tu să mergi pe drumul păcatului și să te trezești într-o zi în rai. Nu se poate. Cum nu se poate să alegi drumul pocăinței, să alegi drumul credinței și să te trezești în iad? Nu se poate. Asta garantează Dumnezeu. Asta îți spune El. Asta poate El astăzi să ne încredințeze de acest mare adevăr. Că în viață totul se plătește, orice cauză produce efecte, orice acțiune produce niște consecințe, niște rezultate, orice drum are o destinație. Și astăzi, dacă vrei această destinație numită cerul, dacă vrei această destinație numită viață, numită binecuvântare, ai astăzi șansa, ai astăzi harul să te întorci la Dumnezeu, să alegi pe drumul cel bun. Pentru că pocăința nu e altceva decât o întoarcere. E o întoarcere, o întoarcere la Dumnezeu, pe drumul vieții tale. Este acea întoarcere radicală la Dumnezeu.
Și astăzi poate este momentul în care Dumnezeu încă o dată ți-a scos în fața aceste două indicatoare. Ți-a dat încă șansa să alegi între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, între rai și între iad. Și El îți spune astăzi, e responsabilitatea ta. Nu are rost să spui, Dumnezeu a vrut asta, Dumnezeu trebuia să facă ceva, Dumnezeu trebuia să lucreze ceva. Nu, Dumnezeu îți spune, astăzi este responsabilitatea ta. Astăzi e alegerea ta. Tu alegi viața sau moartea. Dumnezeu nu va duce pe nimeni în iad. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni pentru iad. Dacă oamenii vor ajunge în iad, va fi doar pentru că au ales cu bună știință să meargă acolo. Să ignore sfatul lui Dumnezeu, să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu, să fie indiferenți la vocea lui Dumnezeu, la mesajul lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor ajunge în iad, va fi doar datorită deciziei lor. Asta trebuie să fie foarte clar. Pentru că alegerile sunt o responsabilitate personală a fiecărui om.